O bătrână de 80 de ani a ajuns la spital cu diverse traumatisme după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs marți în jurul orei 11 pe strada Aleco Russo din capitală. Potrivit oamenilor legii, la volanul mașinii se afla un bărbat de 56 de ani. Imaginile cu victima preluată de ambulanță au fost surprinse de către un martor ocular. Polițiștii cercetează cauzele producerii accidentului, iar în funcție de gravitatea leziunii provocate, se va lua o decizie privind sancționarea conducătorului auto.